Să facem un mic test. Bine ați venit în economia modernă. Prima întrebare. Dacă ați trăit pe o planetă cu resurse finite și o populație în creștere, ați încuraja o economie bazată pe nevoia de creștere și consum pentru a menține totul în stare de funcționare? Răspuns corect, nu. Faptul că economia noastră reclamă literalmente un consum și o creștere constantă pentru a menține PIB-ul pe linia de plutire și oamenii ocupați nu sunt atributele unei economii, ci ale unei anti-economii. Întrebarea a doua. Dacă ați fi un producător, ați face bunul cât mai durabile și adaptabile posibil, dată fiind natura finită a resurselor și preocuparea pentru productivitatea muncii? Răspuns, da. Astăzi e invers. Și nu numai că toate bunurile sunt de slabă calitate, chiar din momentul în care sunt făcute, din cauza nevoii corporațiilor de eficiență a costurilor pentru a rămâne competitive, dar totodată majoritatea companiilor sunt antrenate în ceea ce se numește degradare controlată, care limitează în mod deliberat calitatea mărfii pentru a încuraja cumpărarea repetată în scopul unui profit mai mare. Întrebarea a treia. Dacă ați fi un planificator socio-economic, ați încuraja pe oricine să cumpere orice, stocând acea proprietate personală ca protecție, chiar dacă multe bunuri sunt utilizate rar? Răspuns, nu. Asta ar fi ineficient. Realitatea că utilitatea bunurilor este relevantă numai dacă ele sunt utilizate reprezintă o realizare datorată tocmai unui sistem de bunuri partajate, nu a unui sistem orb de proprietate universală și trebuie că este cea mai rațională manieră de apreciere. Întrebarea 4. Cum rămâne cu inițiativa? Veți dori să impulsionați mediul competițional în mod direct, de maniera fiecare pentru el sau pentru un grup răstrâns? Răspunsul corect, nu. Cunoscând tot ceea ce știm astăzi despre mentalitatea competitivă și modul în care aceasta creează abuzuri, coroborat cu realitatea că partajarea și distribuirea informațiilor este efectiv ceea ce conduce către progres la nivel social, competiția poate fi văzută ca un regim de limitare a posibilităților ca și consecință filozofică a acestei abordări. Întrebarea 5. Care ar fi fundația recompensărilor astăzi? Va fi necesar ca fiecare ființă umană să rupe contra alteia pentru un loc de muncă, deoarece acesta este scopul în viață? Nu. Asta ar fi crud și neproductiv la nivelul actual la care a ajuns tehnologia. Tehnologia modernă are capacitatea de a crește productivitatea dincolo de orice altă limită cunoscută în istorie, nemai vorbind de siguranța și eficiența ei în general. Să susțin munca umană pentru venituri raportat la eficiența acestor mijloace este pur și simplu absurd. O reflecție finală. Dacă ar fi să facem un pas înapoi și să reflectăm la modul în care familia umană se comportă în lumea de azi, de la materialismul vestului la extremismul islamist al estului, de la războiul nuclear la necrofilie, ne confruntăm cu o neagră și extrem de zbuciumată realitate. Realitatea crudă este că suntem mai mulți în sărbăticie, abia ieșite din junglă pe această planetă, sau citându-l pe marele și nemuritorul George Carlin, abia ieșite din evul mediu de fapt. După o perioadă de teme adânci și confuzii privitoare la cine suntem și ce înfăptuim, cum interrelaționăm unul cu celălalt, fără să mai vorbim de cum interacționăm cu mediul care ne-a dat naștere.